am povestit pe blog prin 2011 cum îmi vopsesc eu singură sprâncenele și pentru că postarea respectivă mi-a adus ceva trafic și încă este una dintre cele mai căutate postări, m-am gândit să-i fac un update de tip video. Ceea ce o să povestesc aici este strict pe baza experienței mele cu vopsea de sprâncene și cu tehnica pe care o folosesc. Nu am cursul de machiaj sau cursul de cosmetică și nimic de genul ăsta. Spun asta pentru că nu vreau să luați sfaturile mele ca litere de lege, asta în cazul în care preferați și ajungeți să vă vopsiți sprâncenele singure. Dacă mie mi-e sprâncenele într-un fel, asta nu înseamnă că o să vă iasă și vouă la fel și dacă mie îmi plac într-un fel, nu înseamnă că o să vă placă și vouă la fel. Culoarea este în funcție de pigmentul părului, în funcție de piele, de nuanța pielei și așa mai departe. Am început să îmi vopsesc sprâncenele prin 2011, exact în perioada în care am și făcut postarea respectivă pe blog și în vremea respectivă, înainte să încep să îmi vopsesc eu singură sprâncenele, mergeam la un salon de cartier cam o dată la 2-3 săptămâni, mă epilam și atunci mă răsfățam și cu acest serviciu. Doamna respectivă m-a sfătuit întotdeauna că dacă, indiferent dacă vreau să merg în continuare la un salon sau să mă vopsesc singură acasă, să încerc să păstrez o perioadă de 3-4 săptămâni, adică să nu-mi vopsesc sprâncenele prea des, pentru că na, produsele folosite sunt produse cu ce conțin chimicale și pot să dăuneze firului de păr și chiar și piele. Intenționat sau nu, chiar am avut luni de zile în care nu mi-am vopsit sprâncenele, au fost pauze destul de lungi, nici în perioada sarcinii nu mi le-am vopsit deloc, nu cred că este contraindicat, dat fiind faptul că este vopsită o porțiune mică și se folosește o cantitate destul de mică de produs, dar nu știu, am preferat să exclud orice norocire și mai bine să evit să-mi vopsesc sprâncenele și atunci nu mi le-am vopsit. Și acum am perioade în care uit de tehnica asta și pur și simplu un creion de sprâncenele în fiecare dimineață cu un creion care îmi place foarte mult de la NYX. Eu am sprâncenele rare, dar nu foarte rare, adică știu că se poate și mai rău de atât, dar fiind natural blond în nisipiu, vă dați seama că și sprâncenele naturale arată la fel de blond în nisipiu și sunt destul de fade, aproape invizibile, să zic așa, și bineînțeles că simt nevoia să mi le conturez în fiecare zi cu creionul dacă nu le-am vopsite. Efectul de tatuaj, cum place mie să-i spun, durează 2-3 săptămâni și dispare treptat. Acesta dispare treptat, nu dintr-o dată, în niciun caz, pentru că da, e vorba de spălare, de demachiere zilnică și așa mai departe și normal să dispară treptat. Dar efectul durează destul de mult, după cum spuneam. Vopseaua acționează atât asupra firului de păr cât și asupra pielii, adică colorează foarte puțin și pielea. Numai că dispare destul de repede ce rămâne pe piele. Eu folosesc aceste două produse, vopsea Profi Peel, vopsea pentru sprâncene Profi Peel și oxidant, ambele de la Kalos, cumpărate dintr-un magazin din incinta supermarketului Auchan și împreună au fost în jur de 11 lei. Cantitatea pare mică, dar este destul de mare, adică țin destul de mult, cu toate că produsele expiră într-un an de zile, dar într-un an de zile n-am apucat să consum nici măcar jumătate din produse. Pentru că, după cum spuneam și după cum o să vedeți, se folosește o cantitate foarte mică de produs. Ca să amestec vopseaua cu oxidantul, mă folosesc de un căpăcel curat, o pensulă unghiulară de preferat, dar în afară de pensula unghiulară puteți să folosiți chiar și bețe de ureche. Mai am dischete de machiante pentru final, ca să curăț, și bețișoare de ureche ca să șterg ce va fi în plus. Spuneam că se consumă foarte greu pentru că la o utilizare se amestecă o cantitate foarte mică, măsura fiind 1:1 după ochi. Se amestecă vopseaua cu oxidantul, se obține o pastă omogenă după care se aplică pe sprâncenele curate. După ce amestec bine vopseaua și obțin o pastă omogenă, îmi aplic pur și simplu pe sprâncene, astfel încât să acopăr foarte bine firul de păr. Se lasă să acționeze 15-20 de minute, dar eu prefer să o las 20 de minute.
astfel încât să obțin o nuanță puțin mai închisă, de blond închis, iar apoi șterg cu dischetele de machiat. Efectul durează între 3 și 4 săptămâni, iar nuanța obținută mie mi se pare absolut potrivită și naturală, nu se vede deloc inestetic și chiar îmi place cum se vede. Nu știu dacă voi folosiți tehnica asta sau ați folosit vreodată sau vă folosiți, chiar sunt curioasă dacă practicați vopsitul sprâncenelor acasă sau la salon, ce produse folosiți și dacă aveți alte idei, le aștept cu mare drag. Sper că v-a plăcut clipul, destul de scurt știu, dar poate va fi util pentru anumite persoane. Sper că v-a plăcut și vă aștept și data viitoare. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și Facebook. Pa, pa!